Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Vineri seara, cum v-ați obișnuit, vă întâlniți cu noi astăzi, seara, trei doamne frumoase, deștepte, pricepute. Bună seara, Luminița, bună seara, Diana, bună seara, Valentina. Bună seara, bună seara. Vorbim despre perioada asta de primăvară, predicții de primăvară. Ce îi anunțăm pe telespectatorii noștri? Cu ce începem? Cu Luminița. Începem cu astrologia europeană? Începem cu astrologia europeană. Ok. Din punct de vedere... Sau, mă rog, așa cum privește astrologia europeană, fenomenele care se petrec în natură și cu ce încercăm să le traducem așa pentru bunul mers al vieții fiecăruia dintre noi. Ce avem la începutul de an? Păi avem o destul de mare bulibășeală, după cum se poate vedea așa. Am trecut de eclipse. Da, da. Dar ne influențează exact, cam cât? Cam 6 luni, până la vară. Deci... deci doar ce și-au lansat efectele, ca să zic, efecte, eclipsa de lună din 10-11 februarie, practic la noi, noaptea de începutul zilei de 11 februarie. Și după aceea eclipsa de soare care a avut loc pe 26 februarie și chiar e o eclipsă importantă care are foarte mult, foarte mult pește acolo, foarte multă conotație de înaltă spiritualitate, de confuzie până una alta și poate crea chiar și probleme care țin de sănătate, pentru că până la urmă eclipsa de soare înseamnă o lună nouă, înseamnă un soare și o lună, deci în pești. Încă suntem cu nod nord în Fecioară și deci nodul sud tot acolo era, e și Neptunul acolo și atunci este foarte important pentru fiecare dintre noi până la urmă, chiar dacă suntem într-o mai mare sau într-o mai mică măsură influențați de aceste eclipse, n-au cum să treacă fără să lase urmări. Este imposibil. Toți avem în harta natală undeva acolo un vărsător, un leu, un pește, un fecioară, undeva acolo, chiar dacă este un domeniu mai puțin important decât cele cu care suntem obișnuiți ca fiind eul. Deci pe cine ar trebui să influențeze cel mai mult? Vărsătorul? În primul și în primul rând, eclipsa de lună influențează axa vărsător-leu și în secundar axa taur-scorpion, deci semnele deci, fixe. Pe ce zonă? Pe sănătate? În primul și în primul rând, eclipsele de lună vorbesc de finalități, de fructificări. Deci sunt într-o relație de iubire, ajung să mă căsătoresc. Nu e relația de iubire potrivită, se duce de râpă, dar se duce definitiv. Deci, sunt într-un job care trebuie să... Ca să înțelegem exact, eclipsa nu aduce neapărat rău. Niciodată. Okay. Nu. Eclipsele sunt cele care fac curățenie. Adică, spre exemplu, dacă eu stau într-o relație toxică de ceva timp, când o eclipsă de lună va veni, spre exemplu, undeva foarte aproape de data mea de naștere sau influențează una din planetele personale și asta n-ai de unde să știi decât când îți faci o analiză personalizată, este puțin probabil că atunci să mai rămână în viața ta lucrurile în care n-ai investit corespunzător. Deci, liberul arbitru al fiecăruia dintre noi se manifestă în fiecare moment. Dacă ce noi... le potențează, practic, o anumită situație? Da, deci dacă eu am trișat într-o relație, să vorbim de ce e cel mai important, relațiile personale. Dacă într-o relație personală n-am investit ce trebuia să investesc, sentimente, devotament, respect, fidelitate, tot ce trebuie ca să construiesc o relație de iubire, o relație de parteneriat armonioasă, atunci când o să vină un aspect din acesta puternic care testează și care de obicei este însoțit și de alte aspecte care fac trecerea mai ușoară sau mai puțin ușoară. Deci depinde foarte tare. Niciodată o eclipsă de lună, chiar dacă ea se produce acum după niște ani la care sare, cu siguranță toate celelalte planete sunt într-o altă poziție. Și atunci vine și îmi spune. Și spulberă. Și atunci se întâmplă circumstanțe exterioare pe care eu nu le pot controla. Da? Ies la iveală secrete vis-a-vis de ce am făcut eu față de actele de reprobabile care poate până acum mi s-a părut mie că am putut să le țin ascunse. Deci un lucru extraordinar pe care îl face eclipsele e că scot la iveală secrete. Și asta ține și de planul personal, dar ține și de planul de societate, adică tot ce ține de guvernare, tot ce ține de un sistem
medical sau, adică dacă e ceva ce nu ținem ascuns și nu face bine omenirii, mai devreme sau mai târziu ele vor ieși la iveală. E ca CTC-ul, scuză-mă, da. Controlul tehnic de calitate, deci îl treci sau nu-l treci. Exact. Vedem că în ultima perioadă din ce în ce mai multe ies la iveală. O, da, și cum acel, avem și planete care ne ajută să iasă la iveală, tot ce ține de scandaluri financiare și așa mai, tot ce e domeniul ăsta al justiției, da? Și e foarte interesant să vezi cicluri, să vezi cum lucrurile se repetă și se repetă la un alt nivel. De ce? Pentru că și omenirea evoluează, adică până la urmă se presupune că mergem în direcția corectă. De 6 luni de zile, cam până în toamnă, tot o să aflăm. Exact. Și tot o să aflăm și tot o să... Iar cei care sunt influențați direct de aceste eclipse n-au simțit aceste evenimente producându-se acum. Ele se produc de obicei cam cu 4 săptămâni înainte de evenimentul în sine. Și deci undeva de la începutul lunii ianuarie, cu siguranță cei care sunt în prima linie, deci cei care sunt afectați în mod direct, n-au avut liniște și pace. Și nici nu o să aibă până prea curând, mai precis, mai pe la vară, așa, să mai liniștesc un pic lucrurile. Da? Interes. Iar cei care sunt cu dată de naștere acolo nu se liniște decât la anul următor. Mulțumesc. Cu plăcere, dar e din partea Universului. Dar eu iau partea bună. Da, păi nu, că nu e nimic, la anul urmează un alt eveniment. Că dacă a fost eclipsa de lună, urmează și eclipsa de soare. Și atunci nu te liniștești 2 ani. Dar se schimbă registrul, adică se schimbă decorul. Dacă lucrurile care le-am făcut bune au o finalitate... Merg perfect, la unic, da. E perfect. Și, atunci... deci, și apropo de faptul că eclipsele de lună înseamnă finalități, eclipsele de soare înseamnă începuturi. Totdeauna e normal și firesc să ai întâi o eclipsă de lună, pentru că întâi trebuie să închei, să finalizezi niște cicluri, ca după aceea să poți începe corect, ce e de corect, început. Corect. Vă aduci, apropo de feng shui și apropo de... aduci mobila nouă în casă, peste aia veche, păi ce faci? Trebuie. Te muți la vecin. Trebuie schimbată, reîmprospătat aerul. Așa că... deci, perioada asta de primăvară. Perioada de primăvară. Deci aceste eclipse. Zodiile așa în parte. Păi în primul și în primul rând, aceste eclipse, eclipsa de lună, cum am zis, vorbește de finalități pentru cei care sunt pe axa fixă, deci Vărsător, Leu, Scorpion, Taur. Și acel 10-11 vorbește foarte bine de plus minus 3 zile. Echivalentul în noiembrie, da, deci undeva 10-11 noiembrie, da? E Scorpionul. 10-11 august, că sunt în opoziție și tot așa în mai. Deci ei sunt cei care sunt cei mai, sunt prima linie. Dar într-un fel sau altul toți cei care au planete personale influențate de acest semn. Ce ne-a mai adus începutul de an? Începutul de an ne aduce, de duminică începând, această retrogradare a planetei Venus într-un semn în care nu se simte bine în berbec, da? Care ne cam druncină relațiile la toți și relațiile, nu numai relațiile personale, e vorba, Venusul guvernează până la urmă nu numai relațiile personale, guvernează și valorile, guvernează și relația noastră cu banii și acolo va trebui să ne punem niște întrebări serioase, mai ales că vor fi niște aspecte grele undeva în aprilie, deci în jur de 9 aprilie și după aceea când o ia Venusul direct unde 20 și ceva, nu mai știu exact, o să mă uit și o să văd, când face quadratură la Saturn, dar o quadratură perfectă, că Venusul se întoarce în Pești pentru câteva săptămâni, atunci chiar vor fi niște testări serioase pe tot ce înseamnă relațiile noastre de cuplu, relațiile noastre parteneriale și relațiile cu banii. Da? Și la nivel de societate, iarăși, sub influența eclipselor fiind, vor trebui să facem niște ajustări serioase. Da? Și suntem sub influența acestor planete transpersonale, adică Jupiter, Uranus, care sunt în opoziții și ne cer să ne eliberăm de situații tensionate și să găsim soluții noi și pentru asta există oameni care au curajul să facă așa ceva și trag și pe alții după ei. Și deci suntem într-un an de începuturi. Eu sunt convinsă că odată terminate aceste retrogradări, care după aceea la sfârșitul lunii aprilie va fi însoțită și de retrogradarea planetei Mercur în Taur, toate lucrurile acestea se vor liniști după 20 mai. Din momentul acela vom intra într-o perioadă în care lucrurile vor începe, se va simți acel aer de proaspăt. Deci când putem în sfârșit să vedem acel răsărit de soare, da? Să vedem că gata, am terminat cu curățenia, am terminat cu scos păienjenii, cu așa. Începem să construim. Și începem să construim. Și de acolo încolo se va construi într-un mod accelerat. Hai să vedem berbecul. 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 Ei sunt destul de testați și sunt testați cumva de la sfârșitul anului trecut.
pentru simplu fapt că au avut așa o aglomerare de planete serioase, întâi în casa 12-a și după aceea în propriul lor semn, încă Martele este până pe 10 martie în propriul lor semn și acolo este și Uranusul, care le oferă destul de multă dorință de libertate. Libertate din tot ceea ce înseamnă situații tensionate în viața lor. Și pentru că din octombrie anul trecut a intrat și Jupiter în balanță, practic în semnul parteneriatelor lor, acest început de an efectiv îi va pune în situația de a-și lămuri situația, relația de cuplu în primul rând. Și relația de cuplu atât în viața de familie, cât și în viața de dacă, spre exemplu, există un parteneriat care are ca scop partea de afaceri. Da? Și după ce Martele va trece în Taur, el se va susține în continuare cu Venus, pentru că, practic, este fiecare în casa celuilalt. Da? Și atunci, în continuare, relațiile vor continua să fie testate, numai că de data aceasta vor primi niște influențe oarecum mai pozitive, adică vor găsi și soluții la acele, la problemele care, pentru cine vrea să le găsească și pentru unde mai pot, unde sunt situații care încă mai pot fi salvate. Cu sănătatea? Stau bine berbecii? Cu sănătatea. Sănătatea, berbecii de asemenea au avut destul de multe încercări în începutul de an. Ei la momentul acesta de timp se pregătesc să intre, de pe 20 martie va intra soarele în propriul lor semn și atunci vitalitatea lor va fi în creștere. Au fost destul de încercați în primele luni ale acestui an și de-abia după 20 martie, când soarele va păși în propriul lor semn, vor simți că sunt plini de viață și că vor intra, sunt șarmanți, sunt atrăgători și atunci vor putea să găsească mai ușor soluții la probleme care îi apasă. Banii? Situația financiară? Cu situația financiară tot așa vor începe să găsească soluții de îndată ce Martele trece în Taur, în casa banilor și în casa stimei de sine și acolo vor putea să demareze acțiuni, să producă bani, să facă bani prin ideile pe care cumva le-au primit în tot acest răstimp de tumult, de agitație, de situații pe care, asupra cărora n-au avut neapărat foarte mult control. Da? Deci, iarăși un domeniu care, pentru, și apropo de făcut bani, pentru berbeci este presant de vreo 2 ani de zile. E vorba de educația înaltă, e vorba despre cum tratează ei partenerii care poate nu sunt din țară, sunt din străinătate, problemele care apar pe justiție și care poate le-au îngreunat existența în acest interval de timp. Încă este, pentru că practic Saturnul, un săgetător, la ei este în casa noua și le îngreunează, le dă teste serioase pe acest domeniu de viață. Deci, berbecii nu stau foarte liniștiți în această perioadă, dar odată cu trecerea acestei retrogradări a lui Venus, din mai începând, și inclusiv situațiile financiare se vor rezolva mai bine odată cu sfârșitul lunii mai. Sentimental? Cu iubirea, cum stau berbecii? Păi, după, deocamdată, tocmai ce am spus, au de făcut curățenie în relațiile de cuplu. Deci ori sunt într-o relație de iubire și se căsătoresc, ori dacă sunt căsătoriți trebuie să ajusteze. Oricum le sunt foarte favorabile tot ce ține de terapii, tot ce ține de sprijinul și ajutorul altor oameni care sunt cu expertiză în domeniu. Dacă sunt dispuși să investească în ei înșiși și cum se raportează ei la ceilalți, pentru că practic noi nu putem îmbunătăți o situație, o relație atâta timp cât nu aducem și noi un aport mai bun la situația respectivă. E adevărat. Am ajuns la pauza de publicitate. Revenim după pauză. Am revenit după pauza de publicitate, trecem un pic la Feng Shui pentru perioada asta și zodia cu chinezesc. Da, în primul rând aș vrea să încep un pic repede cu energiile în aceste perioade de primăvară. Martie este, ca și puncte cardinale, sunt foarte greu aspectate estul și totodată sudul, pentru că sunt niște energii acolo care oferă anumite obstacole sau ne aduc anumite obstacole, blocaje. Sudul, în mod special, pe sănătate afectează. Cei care au dormitor în partea de sud, în martie, ar trebui să amplaseze acolo foarte mult metal
sau remediul tradițional pe care îl folosim noi în Feng Shui, 6 monezi legate cu șnur negru, pentru că 6 e o energie de metal, iar 2-ul se anihilează cu, fiind o energie de pământ, cu metal și cu apă, iar la est putem să punem la fel obiecte de metal sau clopoței aceia cu 6 sau 7 brațe din metal. Se spune că acel clinchet al clopoțelului poate să alunge orice efect negativ, să zic așa, absolut orice ghinion din casa respectivă. Numai pentru luna martie? Pentru luna martie, sudul și estul sunt greu aspectate. Nordul iarăși este mai greu aspectat pentru că reprezintă cifra 3, conflicte, certuri, având în vedere că prima zodie din astrologia chineză este șobolanul, cei care sunt șobolani sunt mai greu aspectați pe partea asta, vor avea tendința să se certe cu cei din jur mai mult, pentru că au și o energie, nordul este, aparține acestui animal, șobolanul, și atunci ei vor avea tendința de a fi mai vorbăreți, dar nu în sensul bun. De asta e bine ca cei care sunt șobolani să se abțină un pic de la a face unele comentarii, să fie mai toleranți cu cei din jur și să nu se aventureze la sporturi extreme, pentru că treiul este o energie de lemn, iar lemnul ține de oase în mod special și automat pot suferi anumite întorse. Să nu riște accidentări. Exact, mici accidentări, nu neapărat foarte importante. Deci martie mai afectează câteva zodii foarte importante, pentru că la est, că am spus că este energia 5, este un punct cardinal al iepurelui, plus că dacă ne referim pe ansamblu la energiile anului 2017, estul iarăși nu este bine aspectat, pentru că este mânia marelui duce, așa se spune în astrologia chineză, pentru că la vest este cocoșul și automat se ciocnește cu iepurele cocoșul, sau este un conflict între cocoș și iepure. Prin mai aceste două puncte cardinale sunt greu aspectate, mai ales iepurele, pentru că este o lună de iepure, este apă in pe iepure. Deci cei care sunt iepure și cei care sunt cocoși sunt greu aspectați și e bine să poarte ca și remediu un pandant cu câine. Cu prietenul secret. Cu prietenul secret, exact, da. Pentru că câinele se află într-o relație de combinare cu iepurele și atunci ajută foarte mult. Care vor sta foarte bine cu dragostea în luna martie sunt cei care sunt născuți în an de tigru, cal și câine. Deci cei care vor iubi foarte mult în primăvara aceasta și se vor îndrăgosti, există posibilitatea ca în martie, ca în luna martie să se îndrăgostească și în 5 martie începe deja luna, deci nu mai e mult, se pot îndrăgosti cei care sunt în an, am zis, tigru, cal și câine. La fel, această lună martie poate să reprezintă un nobil sau o persoană de ajutor, un înger păzitor, spunem noi în astrologia chineză, pentru cei care sunt născuți ca tulpină celestă în zi de apă yin sau apă yang, sau un an de apă yang sau apă yin. Aici își pot face fiecare calcule, sunt tot felul de softuri, le găsesc pe internet, chiar în care se pot calcula, se poate introduce data de naștere și vom ști și tulpina celestă și ramura terestră, pentru că animalul ne ajută să ne legăm foarte mult de pământ, ne oferă stabilitate, iar tulpina celestă ne ajută să ne legăm probabil foarte mult de... Probabil că și dacă urmăresc emisiunea ta vor afla. Sigur, cu siguranță. Îi aștept marți la ora 19 în fiecare săptămână și acolo o să dau foarte multe detalii pentru fiecare săptămână în parte. Pentru iepure, cele trei direcții care sunt foarte greu aspectate sau cele trei animale, noi numim în Feng Shui cele trei șaruri, sunt maimuță, cocoș și câine. Maimuța se află la sud-vest, cocoșul la vest și câinele la nord-vest. E bine ca cei care sunt iepure să nu stea cu fața către aceste puncte cardinale, pentru că le aduc tot felul de dizarmonii, tot felul de conflicte, dar numai când faceți lucruri importante, gen când semnați contracte, când, nu știu, vă duceți la un loc de muncă, vă luați o busolă mică sau cu telefonul și înainte să intrați la interviu, vedeți cam care sunt punctele cardinale și încercați să vă poziționați corect. Puteți să faceți și acest lucru dacă putem să controlăm sau vrem să controlăm într-adevăr un lucru foarte important din viața noastră. Deci e foarte important să fie feriți cei care sunt iepure și cocoși. În perioada asta șobolanul va avea foarte mult de vorbit luna aceasta. Pentru... Să mai calmeze puțin. Acum, în luna, de exemplu, luna aprilie, cele mai greu aspectate ca puncte cardinale sunt sud-est și nord.
tot șobolanul aici este afectat, ca să ne luăm de prima zodie mai mult. Așa. Pentru că la nord va exista energia 2 a bolii, iar la sud-est energia 5 de ghinioane, obstacole, blocaje, chiar pierdere de bani. Pentru că, așa cum știm și în feng shui, 5-ul galben este periculos în general. Ce remediu trebuie să poarte șobolanul ca să-l... Șobolanul e bine să amplaseze la punctul lui cardinal, la nord, să amplaseze foarte mult metal. Pentru că eu zic cele mai grele puncte cardinale, cum sunt aspectate cel mai rău aceste două puncte cardinale. Pentru că restul, să zicem, dacă e un 7, un 9, un 3, acestea nu sunt atât de greu, nu sunt energie atât de rele. Dar 5-ul și 2-ul de obicei sunt energii de pământ foarte... rele în perioada aceasta. Adică boală nu cred că își dorește nimeni, o sănătate precară sau mai aduce o stare de lene, de apatie, de disconfort și nu cred, sau nemulțumiri. Mai greu aspectați sunt în aprilie, iarăși câinele, pentru că câinele se ciocnește, este o lună de dragon aprilie, câinele se ciocnește cu dragonul. Și automat și el va fi foarte greu aspectat și cei care sunt dragon și câine, în luna aprilie trebuie să poarte un cocoș. Luăm așa repede fiecare zodie în parte? Sigur că da, putem să luăm. Așa. Atunci, șobolanul. Începem cu șobolanul. Da, va avea probleme de comunicare, exact cum am spus. Există posibilitatea să vorbiți foarte mult și chiar să jigniți fără să vreți, de aceea e bine să vă controlați sau să vă abțineți de la unele comentarii. E bine să aveți grijă la sănătatea voastră și să încercați să nu vă aventurați, să vă abțineți de la sporturi extreme ca să evitați anumite accidentări vis-a-vis de oase, de entorse, tot ce ține de oasele mici, rupt de mână, picior și așa mai departe. Deci e bine să stați potoliți în primăvara aceasta. Pentru bou sau bivol, cum spun astrologii chinezi, este o perioadă destul de stresantă și extenuantă. Vă băgați în foarte multe lucruri și e bine să nu vă luați mai multe decât puteți. Să stați atât cât credeți că puteți să duceți la îndeplinire, atât să luați. Pentru că deveniți foarte stresați și nu e bine. Stresul nu e bun pentru nicio zodie. Trebuie să vă liniștiți, să luați lucrurile cu calm și să vă controlați, să vă adunați, să stați un pic să vă calmați și apoi intrați din nou în pâine. Bun. Pentru tigru, există o floare a iubirii aici și exact cum am spus, în primăvara aceasta se vor îndrăgosti, floarea de piersic, cât spune cuvântul. Acum, cei care sunt într-o relație, într-adevăr, există șansa să cunoască pe cineva care să-i ajute, adică să aibă o relație platonică, nu neapărat să se îndrăgostească. Cei care nu au o relație se pot îndrăgosti, dar grijă mai și pentru cei care sunt într-o relație, că putem să evităm anumite aspecte, da? Pentru iepure, e mare grijă pentru că anul în general este greu pentru ei, pentru cei care sunt iepure, pentru că ei ofensează Marele Duce și se ciocnesc cu Marele Duce, deci cei care sunt iepure în general să aibă grijă, nu neapărat în această primăvară, cam tot anul trebuie să aibă grijă și ei trebuie să poartă acel cocoș tot anul, ca și acel dragon, scuzați-mă, tot anul, ca să fie mult mai bine, că ei se ciocnesc cu cocoșul și trebuie să poartă prietenul cocoșului, așa. Nu prea au oameni de ajutor în jur, nu prea se pot baza pe oameni, deci mai bine ce pot face ei să facă cum trebuie și cum știu mai bine. Pentru dragon, să aibă grijă un pic la sănătate, că ei sunt mai greu aspectați aici, din punctul ăsta de vedere, în primăvara aceasta, există riscul să se îmbolnăvească, să sufere anumite răceli, sunt foarte mulți virus în perioada asta, e bine să evite absolut orice mediu în care să le precinească aceste îmbolnăviri și, bineînțeles, grijă la dietă. Există șansa să mâncați ceva care nu vă pică bine și să aveți și probleme cu digestia. Mai ales că dragonul este un animal de pământ și pământul ține și de stomac, de partea de mijloc a oricărei persoane. Șarpele trebuie să aibă grijă la fel, să nu-și planifice mai mult decât poate să ducă, pentru că se poate extenua și poate să fie stresat. Activitatea, viața socială, vor ieși foarte mult cu prietenii, vor avea o viață socială foarte activă, ei vor ieși foarte mult și toată luna vor fi tot pe drumuri. Și luna martie și în general luna pe perioada primăverii, ei vor face drumuri foarte multe, grijă și la drumuri ca să nu existe accidentări.
Trebuie să rămână focusați și concentrați, să-și păstreze echilibrul foarte mult în ceea ce privește munca, dar și plăcerea, adică să nu iasă mai mult și să muncească mai puțin sau să muncească prea mult și să nu iasă. Adică trebuie să existe, să facă în așa fel încât să existe un echilibru pentru cei care sunt șarpe. Pentru cal, caii au cam stabilitate, să știți, în toate aspectele vieții, adică ei sunt foarte bine poziționați, nu sunt îngrijorați, ei sunt foarte bine, ei își pot folosi această perioadă de pace pentru a acumula și pentru a strânge bani, pentru a pune deoparte, adică este foarte important să meargă înainte, pentru că ei chiar sunt foarte liniștiți din punctul ăsta de vedere, ei au planuri, își fac planuri, le duc la îndeplinire, n-au nicio problemă. Capra sau oaia, cum o găsim, da? Au o abordare mai pozitivă în primăvara aceasta, dar până în aprilie, chiar inclusiv mai, sunt un pic mai greu aspectate din punct de vedere financiar. Mai mult sunt axate pe familie, să-și îndeplinească sarcinile de familie sau probabil că în familie grijă foarte mare, foarte mare pentru cei care sunt în an de capră, mai mult legate de copii vor fi grijile, să nu se îmbolnăvească copiii, vor petrece foarte mult timp în familie. Și de asta este bine să aibă grijă la familie, să le întărească sistemul imunitar copiilor, ca să nu petreacă foarte mult timp acasă. E posibil ca să aibă anumite piedici. Maimuța. E destul de favorabilă față de anul trecut, când a fost foarte greu aspectat, toți cei care au fost mai mulți au fost foarte greu aspectați. În domeniul financiar și profesional au foarte mari șanse ei să primească sprijin, să aibă susținerea familiei, deci ei sunt foarte bine aspectați ca și zodia anul acesta. Vor beneficia toți cei care sunt mai mulți de acest noroc. Bineînțeles, în anumite moduri diferite, că fiecare persoană are și o altă configurație, nu pot fi toți foarte bine aspectați în an de maimuță. Depinde și ce mai au în lună, zi, dar în general pentru maimuță este foarte bine. O să apară mici probleme, nu foarte serioase, care pot fi rezolvate cu ușurință, ce țin de anumite ieșiri. Ei vor să iasă mai mult, dar vor fi foarte mult constrânși de muncă sau să îndeplinească sarcini, să-și ia mai mult, să muncească, să facă bani. Își doresc foarte mult să... mă bucur foarte mult că e aici o persoană care e născută maimuță. Deci o să o duci bine, este de bine. Da? Perfect. În primăvară și pe ansamblu pe tot anul. Cocoșul. Cocoșul în general o să fie cam agitat, cam pentru tot anul este, și primăvara și tot anul, el o să ofenseze anul și de aceea pentru el e foarte indicat să poarte tot anul dragonul și să evite partea de vest sau de est din punct de vedere feng shui. Este indicat ca cei care sunt cocoși, bineînțeles, să încerce să nu aibă fațada. Bine, acum nu toată lumea poate să facă lucrul ăsta, că nu ne putem muta în fiecare an, dar de obicei sunt mai greu aspectați dacă au fațada pe vest sau pe est, a blocului sau a casei. Să încerce să evite punctul de sud din casă, partea de sud, să n-aibă dormitorul pe sud, pentru că acolo pe tot anul există această energie 5, 5-ul galben, care nu este benefic. Deci ei sunt mai greu aspectați pe tot anul, neapărat pe zona de primăvară, adică partea de în această perioadă, dar bineînțeles vor face bani. Totuși ei vor fi foarte bine aspectați pe partea financiară, dar nu pe partea de cuplu sau pe partea de relație, pe partea de liniște sufletească. Vor apărea niște griji acolo și niște... Anul ăsta fac bani și la anul se liniștesc. Și la anul se liniștesc, exact, că va fi an de câine la anul pământ, an pe câine, așa că mai ales pentru cei care sunt iepure, se liniștesc. Anul ăsta o duc greu, la anul va fi bine. Câinele. Este bineînțeles că o să aibă niște obstacole neașteptate. Aceste provocări, bineînțeles că or să-i ajute foarte mult să evolueze. Toate provocările acestea sau toate lecțiile de viață sunt constructive, după părerea mea, și cred că, exact cum spunea și colega mea, putem să finalizăm ceva și să începem ceva și este mult mai bine și eu zic că e mult mai prosper, pentru că începem ceva de la zero, cu forțe noi, cam așa o să pățească câinele, să zic așa. Oricum are un an mai bun decât anul trecut. Are un an mai bun. El va fi prost aspectat la anul.
dar o să ajungem și atunci. Da? Să profite un pic anul ăsta să-și facă un pic treaba cum trebuie, adică e important să facă lucrurile așa cum trebuie câinele, să nu evite, să nu ocolească anumite sarcini sau anumite îndepliniri la locul de muncă. Pentru porc, el este un pic pașnic anul ăsta și în perioada asta, el este foarte satisfăcut, e liniștit, n-are nici, adică nu își face foarte mari probleme, el consideră că are capacitatea să treacă peste orice obstacol, are chiar o creștere a volumului de muncă, dar asta îi va aduce și foarte mulți bani anul acesta. Și bineînțeles și în perioada aceasta este foarte bine aspectat. Grijă un pic la sănătatea mentală și sănătatea fizică. E posibil să fie să fie un pic supărat vis-a-vis de multă muncă, mult stres, dar dacă rezolvă oboseală, da, e bine să plece masaj undeva într-o vacanță, să se relaxeze, exact cum zice colega, la un masaj, și este foarte bine aspectat și porcul. Am terminat cu cele O să te las o pauză să te odihnești și continuă Diana să ne spună un pic numerologic așa. Da, este. Apoi ne întoarcem la Luminița. Da. Mulțumesc de invitație în primul rând. Bună noi seara mulțumim tuturor. Cred că este foarte important de spus ce înseamnă anul 2017 în general, ce se întâmplă ca energie, după care ar fi important de spus pentru toți românii în ce an se află România ca țară și sub ce lecție de viață, am putea spune așa, se află toți românii. Și după aceea să vedem că există un schimb de energie care se produce din luna martie și continuă un alt tip de energie în luna aprilie și mai. Să începem cu 2017. În numerologie, cred că multă lume știe, se adună toate numerele și finalul se reduce la o singură cifră. Anul 2017 este un an de 1. Asta înseamnă că avem toată lumea de pe acest glob pământesc are de înțeles lecțiile lui 1. Iar 1 reprezintă impulsul, inițiativa, proiectele noi, hotărârea, psihicul puternic, orgoliu. Și atunci ne putem gândi că în astfel de an devenim ori prea orgolioși, ori prea încăpățânați, ori prea ne luăm în cap, aroganți, ori dacă nu, să mergem în partea cealaltă a calităților lui 1, devenim niște lideri, niște modele demne de urmat, devenim niște persoane care putem fi buni conducători, astfel încât ceilalți care se uită la noi, la români, adică, că vorbim despre noi acum, să aibă ceva de aflat și ceva de înțeles și ceva în care să spună, da, vreau și eu să fac la fel. Așa, în linii mari. Dacă despicăm, să spunem, firmul 4 la 2017, el este compus din 2, 0, 1 și 7. 17 este numărul care face diferența și 17 înseamnă 8, adică 1 și cu 7, 8. Cifra 8 este cifra în general a puterii, dar puterea este folosită și ea cu responsabilitate, pentru că dacă nu e folosită cu responsabilitate, lecția anului va fi că pierdem puterea. Dacă este folosită cu responsabilitate, înseamnă că dobândim un fel de putere, indiferent de care este ea. Așa că oamenii în acest an 2017, adică cu 8, au de dobândit un fel de putere, de înțeles care este puterea lor și după aceea acea putere să o folosească cu responsabilitate. Dacă un om are puterea pumnului, de exemplu, atunci să înțeleagă că el este forțos și poate să dea bine de tot cu pumnii, dar să o facă cu responsabilitate, adică să dea cu pumnul ca să-i apere pe cei mai slabi, pe cei mai nevoiași, nu să dea cu pumnul doar așa ca să fie el mare și tare în cartier, ca să vorbesc așa pe limbajul tuturor. Dar este important să vedem și de unde vine acest 8. Iar 8-ul vine din 1 și 7. Deci 1 și 7 înseamnă că cu inițiativă, cu hotărâre, cu impuls, cu elan, cu tot ceea ce are un om mai puternic din punct de vedere mental, să se ducă pe drumul lui 7, adică pe drumul spiritualității. Adică până la urmă această putere pe care o avem de dobândit este puterea spiritualității, nu chiar orice fel de putere, adică chiar și în puterea pumnului, tot să vedem o latură spirituală. Ce mai este important de spus? Că
România, dacă luăm ca cifră de, ca dată de naștere, data Marii Uniri, aici lumea este împărțită în două păreri, dar eu merg pe varianta aceasta, că socotim ziua de naștere a României ca ziua Marii Uniri. Și atunci putem spune despre România că ea se află în an de 9 sub 1. Adică ce înseamnă? Așa cum spunea și Luminița, 9 este cifra reinventării, adică să devină o nouă Românie. Dacă ar fi vorba de o persoană, să devii o nouă persoană. Asta înseamnă că România va simți, sau românii vor simți așa un fel de impuls, un fel de dorință lăuntrică să se schimbe, să se reinventeze, să facă ceva nou sau să ajungă la un sentiment de m-am săturat, gata, nu mai vreau, nu mai pot, vreau altceva, gata. Și este un an bun în care, ca să poți să intri într-un nou ciclu de viață, într-un nou proiect, într-un nou, ai nevoie să acumulezi și informații. Deci anul acesta ar putea fi considerat foarte bun și pentru acumularea de informații, pentru învățare și, într-un final, să fim în stare să ne reinventăm. Numai că acest an este sub lecția lui 1. Asta înseamnă că cu cât noi ținem cont de lecția lui 1, cu atât putem ca această reinventare să fie cu adevărat benefică și constructivă. Și lecția lui 1 înseamnă, așa cum am spus și la 2017, putere, inițiativă, elan, să fie folosit acest 1 în varianta lui cea mai bună. Adică nu egoism, aroganță, ci dimpotrivă, putere, lider, demn de urmat. Așa că, cu cât românii în acest an sunt mai atenți la personalitatea lor, la forța lor mentală, la psihicul lor care să-l clădească ca pe un psihic puternic, atunci ei vor reuși mai ușor să se reinventeze și mai ușor să parcurgă acest an nou. Și acum, ultima informație, dacă e să ne referim strict la această primăvară, da? De fapt, tot anul acesta românii trec printr-o schimbare de 6 energii, adică schimbarea de la anul 2017 la 2018 se face prin 6 tipuri de energii, adică energia lui 1 până la energia lui 6, 1, 2, 3, 4, 5 și 6, care se întâmplă din 2 în 2 luni. Anul a început pe 1-a 12-a, numerologic vorbind, nu cronologic, a început pe 1-a 12-a 2016 și se va termina pe 1 a 12 2017. E, și dacă calculăm din câte două luni, atunci primele două luni vor fi în energia lui 1, următoarele două luni în energia lui 2, următoarele în 3 și așa mai departe până la finele anului. Luna martie, în care suntem acum, este prinsă în subciclul energiei lui 2, adică este tot an de 9, tot în energia lui 1, dar în subciclu energiei lui 2. Și atunci luna martie, lumea ar trebui să țină cont, ar fi bine pentru ei, ar merita să țină cont de lecția lui 2, care înseamnă atenție la parteneriate, atenție la ce vorbim, atenție la cum empatizăm cu ceilalți, atenție la cum reușim să fim parteneri buni și empatici și asertivi cu ceilalți, adică nici să nu ne sacrificăm să cădem într-o, cum să zic așa, într-o lasă că-l iubesc și de dragul lui mă sacrific și să fie el. Nu, asertivitatea înseamnă că în parteneriat, de fapt, eu mă respect și pe mine, îmi respect și valorile mele și ceea ce vreau și spun și celuilalt ce mă doare, că nu vreau să acumulez frustrări, dar nici pe celălalt nu-i spun ca să-l învinuiesc, adică tu ești de vină din cauza ta, nu știu ce. Găsesc formula de parteneriat, de asociere frumoasă, de comunicare asertivă. Și după aceea, după 1 martie, încă următoarele două luni, adică aprilie și mai, trecem în energia lui 3. Și atunci ce avem de făcut este să ne exprimăm după ce am reușit să prelucrăm toate informațiile mentale și emoționale ale noastre și ale celorlalți, pe cele care le observăm în jur, să le prelucrăm foarte bine și eficient și cu acele informații prelucrate să ne exprimăm și să acționăm în consecință. Dacă ne vom comporta ca atare, atunci anul de acest an 2017 va fi un an foarte frumos, foarte benefic, în care vom reuși să ne reinventăm. Dacă suntem într-o profesie sau într-o relație, așa cum a spus și Luminița, care nu ne convine, care este toxică, atunci cu atât mai mult vom reuși să ne reinventăm și să ne fie bine. Iar dacă suntem într-un serviciu, de exemplu, iarăși care nu e bun, reușim să ne reinventăm și să ne fie mai bine. Iar dacă suntem în ceva ceea ce ne place și e bine, suntem forțați, e ca și cum suntem un pic împinși de la spate, să trecem la o treaptă superioară de înțelegere. Și atunci și nouă ne va fi mai bine și vom privi lumea cu alți ochi și lumea ne va primi pe noi cu alți ochi. Foarte frumos. Uite, așa am ajuns la pauza de publicitate. Revenim după pauză.
Am revenit după pauză. Luminița, ne întoarcem la berbec. Și da, acum o luăm... Să-i terminăm pe berbeci. Da, să-i terminăm pe berbeci, da? Da, ei au avut până acum o perioadă destul de complicată, exact așa cum am zis, și faptul că l-au și pe Marte în propriul lor semn este un lucru care e mai puțin benefic, spre exemplu, femeilor, pentru că pot fi percepute ca fiind foarte agresive și foarte... oricum, berbecii cu siguranță au fost foarte neliniștiți în perioada asta, chiar cu risc de a face accidente, chiar cu riscul de a se implica în acțiuni riscante care să le aducă răniri corporale. Da? Deci rănile ale corpului. Atenție foarte mare, pentru că încă aceste aspecte se mențin destul de zilele, destul de, de puternic ca, ca predispoziție de a, de a avea, eu știu, o lovire în trafic datorită faptului că n-am aproximat corect distanța față de cel din față. Mi se pare mie că am loc și oricum se vede că avem un trafic, cel puțin săptămâna asta a fost suficient de agitat. Și există predispoziții foarte mari în continuare ca până când iese martele ăsta din berbec, lucrurile să nu stea foarte bine pentru ei. Ce voiam să mai zic, retrogradarea aceasta lui Venus în cele două semne, respectiv în berbec și ultimile 3 grade, practic, de pești. Ea a mai avut loc exact oarecum în aceeași perioadă, deci în martie și în aprilie, ca să luăm așa ca luni de referință, în anii 2001, respectiv în 1993. Și pentru cei care au o vârstă suficient de mare, pot face o similitudine cu acele perioade, să vadă cam ce lucruri au trebuit să pentru că de obicei o retrogradare a unei planete ne obligă să facem o introspecție, o reevaluare, că de-aia e și retrogradă, reevaluare a tot ce reprezintă planeta respectivă și unde face ea această retrogradare ca domeniu de viață în harta noastră natală. Și atunci nu e nevoie să... De foarte multe ori putem să o și simțim intuitiv, nu trebuie să ne spună neapărat un astrolog că încep să am probleme cu banii sau că într-o perioadă îmi găsesc foarte greu cuvintele și nu reușesc să deși sunt un bun comunicator, am perioade când pur și simplu cuvintele sunt blocate. Bun, deci cam asta este despre la berbeci. Berbecii au, ei sunt până în vara acestui an, când am zis că marele benefic este la ei în tot ce înseamnă parteneriate, acolo trebuie să rezolve niște lucruri și nu prea au de ales. Se vor bucura de energia soarelui în aproape toată luna aprilie și până după Paște, când soarele va trece în Taur, și acolo vor avea de rezolvat probleme de ordin financiar. Deci acolo se mai liniștesc cu relațiile și trec pe ceea ce înseamnă parte financiară. Și au o deosebit un bun început în ceea ce privește partea de sănătate, pentru că cumva berbecii au fost destul de testați în ultimii 2 ani pe tot ce înseamnă sănătate și lucru de zi cu zi acolo au avut de făcut ajustări serioase. Mai departe. Trecem și vorbim despre tauri. Taurii, care sunt una din cele două zodii guvernate de Venus, respectiv Taurul și Balanța, ei sunt primii care sunt afectați inclusiv din punct de vedere al sănătății. Cu acest Venus retrograd în casa 12 au o mare parte de timp. Și cum la acest moment de timp și până spre 10 martie Martele este și el în berbec și tot în casa 12, Taurii nu sunt chiar într-o poziție de stat pe scenă ca vedete. Sunt un pic dornici de retragere, au destul de multă treabă cu munca. Ei au fost bine susținuți de acea eclipsă de lună în casa 10-a, pentru că acolo li s-a împlinit un vis sau urmează să li se împlinească un proiect pe tot ceea ce înseamnă carieră, numai că lucrurile n-au mers atât de repede cum și-au dorit ei. Chiar dacă lucrurile au pornit bine și acest proiect urma să se finalizeze, toate aceste aspecte care au fost concomitent cu potențialul de împlinire a acelui proiect îi invită cumva la puțină răbdare. Deci, așa cum am spus, dacă eclipsele de soare durează cam 6 luni, cele de lună durează de la 3 luni încolo. Da? Deci există posibilitatea ca aceste lucruri să se împlinească pentru ei, dar trebuie să mai aibă puțin tică răbdare. Ele se vor împlini probabil în a doua jumătate a lunii mai sau chiar începutul lunii iunie. Deci, la acest moment de timp, ei sunt într-o dorință de a sta retrași, sunt favorizați cei care au relații lungi, relații de parteneriate, pentru că de acolo pot beneficia de suport și sprijin.
Luna aprilie însă nu le este neapărat extrem de benefică, pentru că acolo vor avea de rezolvat niște probleme de ordin financiar cu niște prieteni. Și acolo cumva există posibilitatea în viața lor să se întoarcă în viață tot felul de oameni care le-au fost cândva prieteni și acolo să-și se dea testul adevăratei prietenii. Fie că îi pot ajuta într-o problemă financiară, taurii nu prea stau bine cu banii în perioada asta, sau tot ce ține de, din partea de proiecte, banii nu vin neapărat foarte ușor pentru ei și este foarte posibil să aibă mari întârzieri în plata datoriilor, în plata taxelor. Deci acolo sunt niște provocări destul de mari. Deci lunile martie și aprilie, cam astea sunt provocările. Dacă e să vorbim despre tauri care vor să înceapă în această perioadă povești de iubire noi, acest lucru, chiar dacă se întâmplă, îi invităm să fie puțin precauți. Fie că sunt domn sau doamne, nu contează, pentru că acolo există posibilitatea ca lucrurile să nu fie exact ceea ce par. Să idealizeze persoana respectivă, să trăiască mai repede la un nivel de proiecție asupra ei și când lucrurile își vor reveni la normal, respectiv în luna mai, abia atunci vor fi capabili să ia o decizie cu adevărat în cunoștință de cauză. Același lucru este valabil și pentru începuturile de proiecte financiare. Da? Trecem mai departe? Mai departe, da. Vorbim despre gemeni? Da. Gemenii sunt una dintre zodiile care stă destul de bine în această perioadă de retrogradare pentru și de retrogradarea lui Venus și de tot ce înseamnă partea de eclipse, pentru că ei sunt dornici să-și exprime hobby-uri, pentru să se distreze, să se îndrăgostească, să facă copii, iar avându-l pe marele profesor de la începutul 2015 în ceea ce înseamnă casa parteneriatelor, partenerii de viață, partenerii de afaceri, acolo mulți dintre gemeni în perioada asta au avut, se așează la casa lor. Și pentru că le-a intrat acolo marele benefic în casa 5-a, s-a apucat și de făcut copii. Dacă nu există posibilitatea să-și exprime un hobby atât de tare încât această eclipsă de soare care a fost la 26 februarie să le dea imboldul de a face în următoarele luni de zile propriul lor business. Să înceapă o afacere pe cont propriu sau să se promoveze foarte bine. Mare atenție la această retrogradare, că le poate aduce iubirea ale trecutului care la momentul acesta de timp se pot dovedi a fi niște prieteni de nădejde. Da? Pentru ei luna aprilie înseamnă o recunoaștere care poate întârzie pe parte de carieră sau au pur și simplu nevoie de a-și găsi sprijin și suport în diversi alți oameni, în parteneri cu care să ajută să facă, să-și împlinească obiectivele pe care le au pe parte de carieră. Pentru că întreaga lor energie și concentrare în următoarele luni, cam asta, cam către acest domeniu de activitate se îndreaptă, către ceea ce înseamnă partea de carieră. Da? Da. Bun. Mergem mai departe și vorbim despre raci. Racii au ca... ei sunt testați pe axa aceasta fecioară pești, respectiv cu această eclipsă de soare, care mi se dă o oportunitate de a-și găsi poate lucruri de lucru în străinătate sau să-și adopte o nouă filozofie de viață, să se gândească, să-și extindă viața într-un mai departe decât locul în care se află. Însă această lună, februarie și martie, le-a adus lor foarte multă concentrare și foarte multă energie în zona aceasta a carierei. Deci ei și-au dorit să facă lucruri și poate, chiar dacă nu au ieșit așa cum și-au dorit, poate uneori au ieșit mai mult decât au sperat, poate alte ori au intervenit doar situații care i-au tensionat și ulterior au aflat, și-au dat seama că variantele care le-au fost puse la dispoziție au fost chiar mai bune decât cele pentru care s-au pregătit și au gândit. Și au gândit-o ei ca soluție pentru îmbunătățirea a ceea ce se numește carieră. Aceste luni de primăvară, martie-aprilie, pentru ei sunt ca zonă de interes tot în partea aceasta de carieră. Au posibilitatea să-și obțină o recunoaștere, au posibilitatea să-și obțină o
promovare, da? Și acest lucru să-i ajute din punct de vedere financiar, de așa manieră încât să-și împlinească mai ales proiectele legate de casă, pentru că pentru ei există o mare dorință de a-și renova casele, de a-și cumpăra o casă, de a-și rezolva problema locativă, și asta este o problemă care va dura cumva aproape tot anul 2017. Deci pentru ei, dacă există o oportunitate, și atunci, cum spuneam că există această șansă de a merge undeva departe de casă, spre exemplu, un RAC își poate găsi în această perioadă un job extraordinar de bun într-o altă localitate decât cea în care locuiește, și undeva până în sfârșitul acestei veri, el să se stabilească acolo deja cu o nouă locuință. Da, deci pentru ei cam astea sunt, ca să zic, principalele preocupări. Trecem mai departe și vorbim despre lei. Leii ca și vărsătorii sunt în prim plan. Ei sunt supuși în următorii 2 ani, deci anul acesta și în anul imediat următor, la tot felul de tensiuni și schimbări și evenimente care să îi oblige să se uite la ei înșiși altfel și să-și oglindească acest nou fel de a fi la nivel de parteneriate în primul rând. Deci ei sunt influențați în primul și în primul rând pe tot ceea ce înseamnă planul personal. Și tocmai pentru simplu fapt că au avut această eclipsă de soare într-o casă care este casa 8-a, nu este chiar tocmai ușor de dus, acolo ei trebuie să facă niște transformări care țin în primul și în primul rând de ei înșiși. Fie că trebuie să-și transforme corpul, eu știu, vor să slăbească, vor să își ajusteze o stare de sănătate pe care o au prin niște transformări care țin de ei. Deci transform viața printr-un regim alimentar, renunț la niște vicii ca să-mi salvez eu știu ce organ, și atunci au această determinare și capacitate de a face aceste lucruri. Ca să nu mai vorbesc de faptul că această casa 8-a vorbește și de casa banilor altora. Deci poate că ei au ocazia să-și împlinească ceva pentru care speră să rezolve lucruri prin împrumuturi, prin bani luați de la prieteni, de la oameni care să-i sprijine cu aceste fonduri cu care ei să-și împlinească visele și dorințele. Venusul acesta retrograd și Venusul în Berbec le aduce pentru ei posibilitatea de a se reconecta cu un iubit sau cu o iubită care cândva le-a fost în viață, dar care la momentul ăsta de timp se află undeva departe. Fie prin intermediul internetului, fie prin intermediul rețelelor de socializare, poate să ajungă să-și regăsească o mare iubire și să aibă ceva de rezolvat acolo în următoarele luni. Oricum, semnele de foc stau cel mai bine la capitolul iubire în următoarele luni și acolo se complică lucrurile cu scopul de a-și găsi cu adevărat drumul în lunile imediat următoare. Trebuie avut grijă însă la luna aprilie, pentru că acolo leii vor avea o mare provocare pe tot ceea ce înseamnă partea financiară. Deci pentru ei banii vor reprezenta o preocupare serioasă și modul în care își doresc ei să facă banii în lunile imediat următoare. Să nu uităm că totuși aprilie e luna în care vom avea Paștele și ne așteptăm la destul de multe sărbători pe care vrem să le petrecem cât mai frumos. Mergem mai departe și vorbim despre Fecioară. Fecioara iese odată ca și semnele din opoziție peștii, din tot acest clenci în care au fost prinși în ultimii 2 ani și ceva, cu toate aceste eclipse care au avut loc, fie de lună, fie de soare, în semnele lor. A fost și nodul nord acolo, dar cu siguranță la momentul acesta de timp, dacă se uită în urmă, își dau seama că sunt unii dintre ei sunt reinventați în totalitate. Fie că au meserii noi, fie că au direcții noi de viață în ceea ce privește parteneriatele, în ceea ce privește modul în care privesc viața sau jobul de zi cu zi. Cu siguranță acolo s-au întâmplat lucruri. Și ultimii care sunt luați la eclipsele mergând invers sunt fecioarele de început, deci undeva 29 august, 3 septembrie sunt cei care au fost cei mai în prim plan în această perioadă de sfârșit de februarie și pentru lunile imediat următoare. Ce au ei de făcut?
să aibă un pic grijă de ei, pentru că au o aglomerare de planete pe casa 8-a și asta înseamnă asta înseamnă că vor fi deosebit de intenși, cel puțin în luna martie, deci acolo intensitatea la ei se va simți într-un mod nefiresc, pentru că fecioarele sunt totuși niște ființe raționale, pragmatice, și atunci trăirile acestea intense nu le aduc neapărat o stare de bine în niciun caz. Să-și găsească un echilibru, să-l liniștească. Da, își găsesc echilibru, mai ales prin parteneri sau prieteni foarte apropiați. Acolo este cumva zona lor în care își găsesc echilibru și mai ales că au posibilitatea să facă, să crească ceea ce se cheamă abundența financiară, se pot concentra pe exprimarea a ceea ce sunt, făcând jobul mai bine, gândindu-se la extindere, intrând în, cum să zic eu, intrând în tot felul de asocieri financiare pe care însă trebuie să le studieze foarte bine înainte. Da? Deci au toate șansele să-și îmbunătățească situația financiară. O, da. Au marele benefic în casa a doua, deci pentru ei acolo chiar este o oportunitate extraordinară și în lunile astea le tot apar informații, adică dacă suntem suficient de isteți și înțelegem că lunile acestea ne oferă ajustări, ca după aceea planurile pe care le vom demara din mai încolo, și nu e vorba de fecioare, e vorba de toată lumea, toată pentru lumea. Noi. Da? Pentru că Venusul pentru toată lumea înseamnă banii la o adică. Da? Și atunci dacă eu sunt atentă la informațiile, la ajustările care mi se impun și mi se oferă pe tavă în următoarele două luni, din mai încolo voi putea demara proiecte foarte serioase și frumoase care să aibă, exact așa cum vorbeam de începutul ăsta de an, să-mi ofere o împlinire pe care de foarte multe ori... Și din punct de vedere feng shui, în vară ne vom reveni cu toții. Până în vară toți vom fi agitați, toți vom fi în conflict, toți vom răbufni, exact ce spunea și colega, avem oscilații de comportament. Când suntem prea furioși, când suntem prea liniștiți, adică avem tendința să exagerăm anumite lucruri. Da, da, și asta se vede mai ales la nivel de știri, la nivel de vorbă, oamenii tind să, mai ales săptămânile astea, chiar am avut curiozitatea să observ cum abundă știrile și nu știi care sunt adevărate, false, și oamenii tind să vorbească foarte mult și ideea asta de a calomnia și de a duce acuzații celorlalți, mi se pare că vine într-un mod foarte ușor. De ce? Că la sud-est este energia nouă, care este reprezentată de foc. Noi suntem în Europa de Est, Bucureștiul este la sud-est, da? La sud-est fiind nouă energie de foc, cum este focul? Când are flacără mare, când este, se poate stinge foarte ușor. Și automat ne înfuriem foarte repede și ne schimbăm comportamentul la 180 de grade, pur și simplu. Iar explicația din punctul de vedere a astrologiei este că Mercurul acesta este în pești, într-un semn în care chiar nu se simte bine, în care oricum mintea noastră este confuză și nu are filtrele obișnuite de a... deci pur și simplu mintea ne ajută să găsim informațiile cu care ne punem în practică toate planurile pe care le avem. E, când ea e confuză, ce să punem în practică? Corect, hai să trecem la Balanța. Mai departe. Balanța stă foarte bine oricum. Balanțele ca și Gemenii sunt într-o perioadă în care se așează la casa lor. Da? Deci ei au marele benefic în propriul lor semn până în începutul lunii octombrie, când trece în Scorpion. Deci pentru ei, indiferent ce se întâmplă, totul trece foarte ușor. Da? Deci lucrurile se întâmplă mai ușor. Cu aglomerarea asta de planete în berbec, adică în casa partenerilor, acolo au avut treabă suficient de multă și de la sfârșitul lunii martie, de când o să treacă și soarele acolo, cu Mercur, cu tot, adică acolo vor găsi soluții, vor găsi și sunt, cum să zic eu, foarte ușor înclinați către a încheia aceste parteneriate și oricum Balanța este un semn al compromisurilor și al dorinței de a avea o relație, dar iată că acum sunt într-un moment în care chiar își pot împlini acest vis. Mai ales că la ei aceste eclipse care se produc pe axa Vărsător Leu, are treabă cu casele 5-11, deci chiar și balanțele care la momentul ăsta de timp sunt singure, au mari speranțe să-și găsească o persoană în următoarele luni cu care să înceapă o relație foarte serioasă și cu care să ajungă să trăiască într-o căsnicie de lungă durată. Deci ei au sunt testate relațiile de iubire și acolo există posibilitatea unor începuturi extraordinar de frumoase și tot ce înseamnă idealuri, prietenii, aspirații. Deci balanțele chiar sunt într-o perioadă foarte frumoasă a existenței lor.
Atâta, doar că de foarte multe ori au parteneri care le opun rezistență. Dar chiar și prin aceste oarecum situații tensionate pe care partenerii le creează, ei au oportunitatea și șansa de a se transforma, de a scoate la iveală varianta lor mai bună. Da? Și culmea este că au și mintea orientată să găsească foarte repede soluții de așa manieră încât să aplaneze conflictele. Deci mi-e greu să cred că în perioada asta, în viețile celor care sunt balanță, conflictele escaladează mult ca timp. Nu, doar sunt punctuale, înțeleg ce au de înțeles și le rezolvă destul de ușor. Da? Cu comunicarea nu stau ei foarte bine, că acolo l-au pe Saturn de, așa cum am zis, din 2015, și deci acolo trebuie să-și îmbunătățească tot ce ține de skill-uri, deci de perspicacitate, de competență, de îmbogățit informații pe care ulterior să le sintetizez. Trecem mai departe și vorbim despre Scorpion. Scorpionii, deci pe mine mă amuză foarte tare că scorpionii sunt mai generoși ca niciodată. Da? Deci avem niște scorpioni foarte generoși în cursul acestui an. Și chiar dornici să muncească în armonie și în relații foarte frumoase cu colegii, cu colaboratorii. Deci chiar își doresc relații împrimitoare. Scorpion maleabil. Da. Și sunt niște scorpioni pe care sunt convinsă că... Mai greu de întâlnit. Da, da, da. E o perioadă foarte ciudată pentru scorpioni. Scorpionii oricum sunt și forțați să fie maleabili, pentru că avându-l pe Saturn în casa a doua, deci lovindu-i unde îi doare cel mai tare, adică în partea financiară, scorpionul ca și taurul este un semn al stabilității. Este un semn fix și are nevoie de ceea ce se cheamă stabilitate. Că poate să trăiască foarte intens totul, asta e altă poveste. Da, dar la acest moment de timp, el încă îl mai experimentează pe acest, îl trăiește pe acest Saturn în casa banilor, în casa stimei de sine, că până la urmă abundența pornește din interior. Și atunci, în ultimii ani, au cam fost testați pe domeniul ăsta de viață, dar atâta timp cât acest Jupiter le-a trecut în casa 12-a, în balanță, i-a făcut să se mai relaxeze, adică la modul să fie ce-o fi, gata, hai să vedem cum pot să fac în așa fel încât să lucrez mai bine cu oamenii, să fiu mai maleabil în relațiile mele de lucru, că atunci s-ar putea să am mult mai mult succes. Da, deci ei sunt într-o perioadă foarte frumoasă și importantă a vieții lor, tocmai pentru că axa vărsător leu înseamnă casa 4-a, casa 10-a și atunci scorpionii chiar au niște luni de zile de trecut niște teste personale. Pentru că atâta timp cât avem o eclipsă de lună într-o casă karmică, cum e casa 4-a, fiecare scorpion va avea de experimentat evenimente care țin de destinul personal al fiecăruia dintre ei și e greu de anticipat acolo ceea ce se întâmplă. Da? Adică doar acolo, pe planul personal, se întâmplă lucrurile. Ce însă ce le aduce luna martie și luna aprilie? Multă muncă. Deci ei sunt extrem de focusați pe muncă, acolo găsesc și soluții, deci munca aceasta de încărcătură zilnică, deci și dacă nu muncesc foarte mult la serviciu, nu pot sta degeaba. Să duc la sală, fac curățenie. Sunt foarte activi. Da, de extrem de activi în probleme de organizare, de organizarea vieții de zi cu zi. Da, deci se implică foarte mult într-o grămadă de lucruri interesante. Însă luna aprilie, pentru că acolo se întoarce Venusul la ei, într-o casă foarte frumoasă, casa 5-a, acolo le poate aduce ori dorința de exprimare a unui hobby, ori o veche iubire din trecut care să le complice viața și existența, pentru că acolo, ținând cont de faptul că propriul lor dispozitor, respectiv Martele, va fi în casa 7-a, în dorința de a avea parteneri, vor fi foarte puși în situații dificile și delicate, mai ales pentru cei care au deja parteneriate. Acolo vor trebui să vadă cum gestionează relații care pot fi complicate pentru unii dintre scorpioni. Da? Deci se anunță niște luni foarte interesante pentru scorpioni. Am ajuns la pauza de publicitate, revenim. Am revenit, mergem mai departe.
La... să facem și ultimele segetător. Da, segetătorul, capricornul, vărsătorul și peștii mai avem de analizat pentru aceste luni de primăvară. Săgetătorul este unul din semnele care are o lună martie plină de romantism. Deci este într-o perioadă extrem de romantică, vrea să petreacă, vrea să stea cu copiii, vrea să se distreze, nu prea are, dacă nu stă cu copiii, trebuie să stea cu prietenii, oricum nu prea are chef de treabă. Păsăracul, săgetătorul, putem înțelege după ce e testat așa de marele profesor de ceva timp, e poate o așa o... o foarte mică posibilitate de a se relaxa un pic. E bine de menționat că această eclipsă de soare de 26 februarie săgetătorilor care sunt născuți între 28 noiembrie și 3 decembrie le dau o foarte mare posibilitate de a-și împlini un vis legat de casă. Deci ei pot avea, pentru că peștele la ei în casa a patra, ei au o ocazie extraordinară de a-și achiziționa o casă, de a face ceva, niște demersuri legate de o casă și acolo să lucrurile să se împlinească. Dar, așa cum am zis, cel puțin la momentul ăsta de timp, săgetătorii nu prea au chef de muncă, au chef de distracție, au chef de ieșit în oraș, au chef de romantism, de petrecut cu copiii. Din păcate, pentru ei, această perioadă se va termina relativ repede, pentru că vor veni suficient de multe sarcini pe partea de serviciu. Martele se va muta de săptămâna viitoare în Taur. Și acolo vor veni niște încărcături, niște extra sarcini la serviciu, lucru care nu le va fi deloc prielnic, pentru că mintea lor va rămâne în continuare ori la frumusețare de casă, ori la cumpărare de casă, dacă nu la distracție. Și atenție că sunt săgetători care, dacă sunt în relații de iubire, relațiile acestea de iubire pot avansa foarte rapid și își pot dori să se mute împreună, adică să ia niște decizii legate de casă, tot de a se muta împreună sau de a-și prezenta iubitul, iubita părinților. Deci ei sunt pe undeva pe repede înainte și sunt într-o perioadă de viață armonioasă. Deci pentru ei luna aprilie și mai ales că acolo avem și niște sărbători pascale vor fi interesante din punctul de vedere al concretizării acestui demers legat de casă, pentru că Venusul se va întoarce în pești, deci vom avea niște săgetători care, dacă luna martie au fost destul de sălbatici, în aprilie vor sta mai mult pe acasă și vor face proiecte legate de casă și acolo se vor implica destul de mult, adică chiar vor putea munci zdravă. Trecem mai departe și vorbim despre Capricorn. Capricorn. Capricornii. Capricornii, ei au avut nu numai anul acesta și anul trecut, ținând cont de faptul că acest Saturn pentru ei care îi guvernează a fost în casa 12-a. Apoi Capricornii au avut treabă serioasă în anii ăștia doi cu niște lecții serioase de destin prin faptul că au trebuit să învețe să se pună în grijă altora destul de mult. Fie că au fost membri din familie, fie că au fost situații care au fost create la locul de muncă, cam acestea sunt domeniile cele mai importante în care Capricornii au fost destul de testați. Ei au început anul și cu o lună plină în rac, ceea ce înseamnă că și parteneriatele unora dintre Capricorni au fost destul de testate. Iată că la acest moment de timp ei vor avea de gestionat în următoarele luni probleme care țin de familie, de casă. Acolo încă mai au nevoie să se implice în rezolvarea unor situații cu diversi membri ai familiei și pentru simplu fapt că ei au avut această eclipsă de soare în casa a treia, deci este vorba de frații și surorile care unii dintre Capricorni le-ar putea avea și cum ei sunt tot aparțin tot de familie, cei care sunt cei mai expuși unor situații pe care să le gestioneze nu numai în această lună, ci și lunile imediat următoare, sunt cei care au frați și surori, pentru că acolo li se generează niște situații în care vor trebui să se implice și vor și dori să o facă. Da? Pentru raci, pentru capricorni, luna aprilie va însemna o lună în care vor face niște demersuri pe viața personală. Acolo poate că vor, pentru că tot sunt depus în slujba altora, acolo vor dori fie să-și facă un copil, fie să
să se implice foarte mult în partea asta de creștere și educare a copilului sau pur și simplu să-și petreacă timpul cu copilul sau pentru cei care sunt tineri, iubitul, iubita, deci luna aprilie începe să aducă așa o notă de relaxare și de romantism în viețile capricornilor. Altfel, ei sunt destul de testați odată cu aceste eclipse care pornesc au pornit practic din august anul trecut, pe tot ce înseamnă modul în care își câștigă ei banii. Deci acolo vor trebui să se gândească serios cum vor face și vor fi obligați să ia decizii din punctul ăsta de vedere în modul în care vor câștiga banii și competențele vor crește cu atât mai mult de la sfârșitul acestui an, când propriul lor guvernator, Saturn, va trece în propriul lor semn. Adică anul imediat următor vor începe să apară soluțiile concrete. Da? Vărsătorii sunt cei mai... sunt de asemenea prima linie alături de lei, că ei sunt supuși transformării. Acum, înaintare, sunt cei care au data de naștere 10-11 februarie plus minus 3 zile. Deci ei au acolo de gestionat un an întreg în care au de încheiat. Deci au de făcut finalități. Atenție foarte mare că aceste eclipse de lună aflate în preajma zilelor de naștere aduc o încărcătură emoțională în exces. Și acest lucru se va manifesta în tot timpul anului, mai ales pentru cei care aici de față au data de naștere, da? Emoțiile, până la urmă, nu sunt un lucru rău atâta timp cât le găsim un outlet, pentru că altfel vom avea momente în care ne inflamăm foarte ușor, reacționăm exagerat la situații în care poate înainte ne lăsau destul de reci. Că să nu uităm, vărsătorul este recunoscut ca fiind un semn rece. Da, deci destul de calculat așa, adică nu este în niciun caz un semn care să treacă drept pasional sau, ba din contră, rebel, dornic de libertate. Deci cu vărsătorii cam greu cu ei la laț, în căsnicii, în parteneriate. Ei sunt mai de capul lor așa, de unii singuri, da? Ei vor fi testați exact așa cum am zis eu și dorințele mele față de nevoile celuilalt, față de nevoile celorlalți cu care sunt în relații de parteneriat. Nu neapărat în parteneriate personale, cât și vorbim în cele de afaceri. Mai greu cu parteneriatele. Mai greu, dar acum vor trebui să se refacă. Ce e foarte interesant este că acest Jupiter în casa nouă le aduce niște posibilități de asociere foarte frumoase. Da? Mai ales că sunt acolo multe planete în casa a treia, deci pot socializa foarte mult, sunt tot timpul pe drumuri, sunt tot timpul într-o interacțiune cu oameni, apar tot felul de soluții neașteptate și sunt cum casa noua vorbește de străinătate, le sunt benefice tot ce înseamnă asocieri care presupun dincolo de graniță. Deci acolo sunt soluțiile chiar foarte bune pentru ei. Nu prea se pot baza ei pe prieteni în perioada asta. Deci cu prieteniile nu stau neapărat... Nu știu dacă e în firea lor să se bazeze pe prieteni foarte tare. Hai să nu zicem că nu se bazează. Ei ar trebui să învețe să se bazeze, că până la urmă orice om ar trebui să aibă măcar un prieten, nu, în viața asta. Cu ocazia trecerii lui Saturn prin această casă a prieteniilor, la sfârșitul acestui an vor ști exact prietenii pe care îi iau și se vor baza pe ei până când va reveni Saturnul aici, respectiv până vreo 29 de ani încolo. Da? Deci, bine. Iată că se configurează niște lucruri foarte frumoase. Da? Dar ce e foarte frumos la vărsători este că această eclipsă de soare și lună nouă le aduce o oportunitate grozavă de a face bani. Da? Deci, de a face bani utilizând colaborările cu ceilalți până la urmă. Da? Dar, și pe chinezesc stai bine, și pe european, deci e de bine. Excelent. Da? Și culmea este că luna aprilie va reveni cu o oportunitate de câștig, culmea, datorată unui prieten de foarte multe ori. Da? Deci tot prin prieten există posibilitatea sau legată de un vis mai vechi al vărsătorului respectiv care are posibilitatea să se împlinească. Da? Deci, bun. Și acum vorbim despre ultimii, dar nu cei din urmă, da? Peștii. Care ei sunt cei care au avut această eclipsă la început de pește, deci 26 februarie.
plus minus 3 zile, ei sunt ultimii care închid acest ciclu de eclipse care, am zis, au pornit de acum 2 ani de zile pe axa Fecioară-Pești. Va ieși și în aprilie vom trece cu nodul nord din Fecioară în Leu. Deci peștii urmează să se relaxeze. Ei au acum o oportunitate extraordinară de a-și găsi locul și rostul în ceea ce privește cariera. Ei n-au stat deloc bine în ultimii 2 ani de zile cu problemele, cu tot ce înseamnă recunoașterea și chiar buna funcționalitate în cadrul jobului, carierei, businessului personal pe care l-au. Și tocmai la această perioadă de timp cu cumva își pun problema: domne, dar jobul ăsta mi-aduce banii care îmi trebuiesc? Nu mi-aduce banii care îmi trebuiesc? Cum pot să-l fac mai productiv? Acolo trebuie să regândească niște probleme legate de partea financiară și culmea este că acolo au și debarat niște acțiuni, niște proiecte pe care, din păcate, dacă le vor finaliza în această perioadă în care Venusul nu merge neapărat foarte bine, deci într-o perioadă de retrogradare, cu sigur la sfârșitul lunii mai vor trebui să le reajusteze. Altfel, ei au șansă să primească bani inclusiv prin asocieri, deci fie că au găsit pe cineva cu care să facă un business în perioada asta și vor începe să vadă banii prin partener mai ales, dar pur și simplu avem de-a face cu pești care, dacă sunt într-o relație de căsnicie, vine soțul cu soția cu mai mulți bani acasă decât de obicei. Da? Deci la ei problemele sunt de exprimare. Cum mă pot exprima mai bine? Prin intermediul partenerilor, fie că sunt ei de viață și așa, sau de afaceri, de așa manieră încât să-mi găsesc loc în societate și să produc mai mult, să mă simt valoros, fie neapărat prin producerea efectivă de bani, cât stima de sine. Da? Și după această perioadă de primăvară, peștii chiar vor intra într-un cont de umbră, ca să zic așa, mai ales că, adică vor începe să dezvolte ceea ce au început în ultimii 2 ani, pentru că sunt convinsă că au început foarte multe lucruri. Una peste alta ne așteaptă o perioadă bună. Da. Atâta timp cât, până la urmă, binele și rău, asta e o chestie relativă. Este, da? O chestie relativă, ca și în Chiang, da, din Feng Shui. Da. Da? O să ne întoarcem un pic, mulțumesc, Lumința, o să ne întoarcem un pic la România. Pentru că cele mai multe întrebări sunt legate de România. Uite, predicții din punct de vedere numerelor logic. Întreabă oamenii dacă din punct de vedere Feng Shui noi putem să facem ceva, să ridicăm nivelul de trai, dacă putem... astrele, dacă ne ajută și cum am putea să le ajutăm noi pe ele ca să ne ridicăm un pic. Din punct de vedere Feng Shui, noi toți, dacă am fi deschiși spre a aplicare medii și spre a găsi energiile caselor noastre, am ridica un pic vibrația și am ajuta societatea în care trăim. Că totul în jurul nostru ne influențează, exact cum și oamenii din jurul nostru, nu știu, dacă văd un om trist tot timpul, nu mă simt bine. Așa e și cu energiile acestea. Dacă noi le amplificăm, le anihilăm pe cele care sunt mai puțin bune. De exemplu, uitați și în mai. În mai va fi cinciul acesta de obstacole în mijlocul cărei case. Dacă toți în mai ne vom pune un obiect de metal în mijlocul casei, să zicem că mijlocul casei de obicei pică într-o zonă activă, putem să punem, legăm un cui acolo sau batem un cui și punem un clopoțel cu 6 sau 7 brațe din metal. Acea energie se anihilează. Este foarte important. Bineînțeles și cei mai de sus, dacă ar fi deschiși spre acest lucru, să aplice remedii și să descopere energiile și din birouri unde stăm și din casele noastre, așa putem să ajutăm. În momentul în care noi aplicăm remediile, să anihilăm certurile, să anihilăm ghinioanele, să anihilăm boala, noi și așa, anul acesta fiind foc in pe cocoș, sunt două elemente care sunt în conflict. Ce face focul cu metal? Cocoșul este de metal, îl topește. De asta există atâta disarmonie, atâta tensiune. Atenție și la copiii mici. În primul, copiii trebuie să doarmă pe energii foarte bune, pentru că ei sunt predispuși, fiind în perioada lui 8, 8-ul se referă la copii, mai ales băieți,
că 8-ul este o cifră atribuită fiului cel mic, da? Deci ei, atenție la virus în perioada aceasta, mărițile sau creșteți sistemul imunitar cu diverse remedii naturiste, pentru că au foarte mare nevoie copiii în perioada aceasta de primăvară de susținerea noastră și a remediilor naturiste care sunt bazate tot pe cele 5 elemente, că și energiile despre care vorbesc sunt bazate toate au câte un element. De asta și noi suntem conflictuali, pentru că exact cum am spus, la sud-est, unde noi suntem în Europa de Est, București e la sud-est, totul este afectat și ne schimbăm atitudinea, dacă am fi un pic mai buni unii cu ceilalți. Contează foarte mult lucrul ăsta să fim mai toleranți. Noi nu am uitat să tolerăm anumite, că toată lumea greșește. Da, poate și... că ar trebui scuze, dar ar trebui să fii toleranți în primul rând față. Uite, doamna Cristina întreabă dacă ea are ușa casei la sud-est, ce trebuie să facă? Aici trebuie calculat în funcție de data dânsei de naștere, ca să aflăm care este compatibilitatea casei cu dânsa. Dacă dă o dată de naștere cât vorbește colega, pot să-i calculez repede și să vadă dacă ușa de la sud-est, de exemplu, pentru anul ăsta este bine poziționată ca și energie anuală, pentru că este nouă. O nouă este o energie de foc, exprimă bucuria, exprimă pasiunea, este o energie a prosperității și armoniei viitoare. Deci este o energie bună dacă are intrarea în casă pe sud-est. Ca an mă refer, pentru repet, ca și la emisiunea mea am spus acest lucru, energiile lunare și energiile anuale ne ajută, sau energiile zilnice, că sunt și energii zilnice și pe ore le pot calcula, ne ajută pe termen scurt. Deci dacă vrem să rezolvăm anumite probleme anul acesta și mi se pare că este mai greu anul acesta față de anii trecuți, atunci putem să aplicăm remediile anuale sau lunare. Mulțumesc! Spune-mi, Diana, numerologic... Ne întoarcem la România, ne întoarcem la... Din punct de vedere numerologic, este foarte important, dacă vrem să facem ceva pentru țara asta, putem să luăm în calcul, de exemplu, cifra de destin a României, care se spune că este 5. 5 înseamnă turismul, înseamnă activități care implică flexibilitate mentală, flexibilitate cu corpul, adică să fim dispuși să ne mișcăm în tot felul de locuri și să fim dispuși să ne mișcăm în tot felul de concepte și idei. Cu cât noi vom fi mai flexibili mental și fizic, și chiar emoțional, cu atât vom fi mai aproape de destinul nostru ca român și ca țară. Calea prin care noi putem să ne apropiem de acest destin al nostru este dată de 2 și 3, ceea ce înseamnă că românii vor fi mai fericiți și își vor atinge idealul în această viață și menirea lor, în momentul în care ei vor fi mai simțitori, mai empatici, mai creativi, mai sensibili, vor aplica, să spunem așa, o gândire mai mult feminină decât masculină, o abordare a lucrurilor din punct de vedere al laturii feminine, chiar dacă e vorba de bărbați, și să se exprime cu acțiuni hotărâte, adică să facă ceva, nu să mai stea așa doar visători, ci să treacă la acțiune. Din punct de vedere al anului numerologic, este 9 și vom trece în anul următor și este o schimbare chiar de ciclu. Și atunci, ceea ce românii au de înțeles este de a înțelege că puterea acestui an și puterea noastră poate deveni mai puternică și mai, cum să spun, în spiritul a ceea ce avem de făcut și a ne integra de asemenea în aerul universal, a înțelege noțiunea de împreună. Este extraordinar de important să începem să înțelegem că noi nu suntem de unii singuri pe lumea asta, nu mai suntem în perioada care începea cu 1, ci suntem într-o perioadă care începe cu 2, 2000 și din această perioadă este foarte important să ne uităm că toți suntem interconectați și fizica cuantică a început acum să fie aproape să difuzeze informații în masă și să ne spună din ce în ce mai mult și din ce în ce mai pe înțelesul tuturor că există un câmp cuantic unificat și că noi trebuie să înțelegem că noi suntem interconectați și chiar duminică eu o să am la ora 2 o conferință la acest târg de spiritualitate la Romexpo ca să vorbesc tocmai despre acest cuvânt vedeta acestui an, care este cuvântul împreună. Exact. Pentru că noi vorbim foarte mult cu eu.
Dar universul ne împinge așa de la... Da. Din păcate. Și... Am fost și ne-a fost bine o perioadă, pentru că probabil era nevoie de asta, dar acum este momentul să înțelegem că noi suntem un împreună. Și este foarte frumos de văzut, chiar la nivel social, de când, de după anul 2000, au început manifestările astea de flash mob, dacă ați văzut, că se adună mai mulți oameni și încep să facă niște mișcări împreună și se iau unii după alții și devin un împreună. În flash mob-urile astea nu există un conducător, nu există un lider, nu există cineva în față care induce niște mișcări și ceilalți se iau după el. Pur și simplu există o efuziune așa de un împreună care se vede foarte, foarte frumos și aceste flash mob-uri, de exemplu, eu le consider ca niște mici revoluții în miniatură, adică nu mai sărim cu barda la brâu și să ne luăm la bătaie, ci ne manifestăm destul de pașnic și chiar prin tot felul de lucruri creative. Dacă ne uităm chiar și la ce a fost în Piața Victoriei acum ceva vreme, manifestările n-au fost ca în 89 sau în alte manifestări din anii trecuți. Manifestarea a fost și cu cântec. Am așa văzut e. Că cineva a cerut în căsătorie pe cineva în piața pentru publică. Că, făcând legătura și cu cifra 9, ținând de bucurie, de pasiune, de trăirea sentimentelor, totodată 9, cine este și cu a 9, este artist, într-adevăr, și te faci cunoscut prin cifra asta și ne-am făcut cunoscuți la nivel internațional cu steagul, cu absolut toate aceste manifestații. Deci asta înseamnă că România este în evidență anul ăsta. Da, ar fi cazul și dacă nu o să iasă, o să fie mai greu, pentru că e foarte important să ne vedem de treabă, adică să facem ceea ce ne este, ceea ce universul ne așternă în față. E ca și cum ni se întinde un covor roșu și noi nu vrem să pășim exact pe el. Sau ne trimite Dumnezeu în lume cotraistă în care ne pune niște caracteristici și noi nu vrem să le folosim sau nici măcar nu ne uităm ce avem în traistă. Și noi avem în traistă niște calități extraordinar de frumoase, suntem puternici, avem un mental puternic, avem emoționalul foarte puternic, avem și chiar și putere de acțiune noi ca români, avem ceva încredere în noi, da? Românii suntem buni. Suntem buni, ospitalieri, tocmai de aia cifra de destin este 5 și am putea să facem... Noi dacă ne-am ocupat de turism, noi ca țară, am ajunge într-un timp foarte, foarte scurt, foarte departe, foarte bogați, foarte bine. N-am mai avea de făcut chiar nicio altă treabă, gen industrie sau agricultură. Bineînțeles că putem face orice și pământul acesta frumos ne pune la dispoziție foarte multe resurse, dar turismul este calea cea mai, să spunem, benefică pentru noi. Ce ne împiedică? Ne împiedică, dacă e să ne luăm tot numerologic ceea ce ne împiedică, ca să zicem, nu neapărat defecte, dar ca niște caracteristici unde avem nevoie să fim împinși de la spate, unde suntem influențabili la români. Este cifra 4, 6 și 7, adică zona unde noi suntem când sus, când jos, adică suntem la extreme, suntem când foarte bine, când foarte rău. Și tot acest bine sau rău sau sus și jos depinde de factori externi. Tot ceea ce ține de plan material, tot ceea ce ține de resurse, tot ceea ce ține de cheful nostru de a trece la treabă, de a face lucruri. 6 este, să spunem, pragmatismul, capacitatea noastră de a spune lucrurilor pe nume și capacitatea noastră de a fi conștienți ceea ce suntem noi, bărbat, femeie, și 7-le, care este capacitatea noastră de a ne lega la sursa supremă, adică de a ne conecta la Dumnezeu. Și aici observăm că suntem când super credincioși, suntem toți la biserică, se face o coadă imensă la moaștele nu știu care, când a doua zi suntem la șpriț, bere și am uitat cu totul de Dumnezeu. Eu cred așa că dacă am ține cont că avem aceste defecte, să le spunem, sau suntem sensibili la factori externi în aceste... Cam lipsește calea de mijloc. Nu prea avem cale de mijloc, dar avem cu ce, adică noi ca români avem, cum să zic, o forță interioară extraordinară și e păcat că nu o folosim. Tu, noi ca români, cu ce suntem noi special față de alții? Pentru că avem de toate ca țară, în primul rând. Și apropo de turism, anul acesta ar trebui să investim foarte mult în turism, pentru că industriile care să le meargă foarte bine sunt industriile de foc și de apă. Foc înseamnă divertisment, televiziune și tot ce ține de să ne facem cunoscuți, și apa, prin turism, bineînțeles, tot ce înseamnă transporturi, turismul nostru al țării, pentru că avem de toate. Suntem țara cea mai bogată din punctul ăsta de vedere.
Iar eu zic din punct de vedere... Sperăm să nu străinăm portul anul ăsta. Nu. Doamne, acum că vrem să facem turism. Eu zic așa că evoluția cursului... E adevărat că anul a început destul de haotic și de greu. Dar ca să poți să lansezi ceva nou, întâi trebuie să închei niște socoteli. Și este foarte posibil că acest început de an să exact acest lucru să-l marcheze. Deci, un sfârșit. Este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla în cursul acestei veri, pentru că în 21 august avem acolo o eclipsă de soare pe 29 de grade leu, undeva la o stea regală, Regulus, care vorbește de posibilitatea de a apărea noi lideri. Așa cum am mai zis, din aprilie trece nodul nord din Fecioară în leu. Ceea ce înseamnă că nodul sud va fi învărsător. Deci este eu față de societate. Individualitatea raportată la grup. Ce e foarte interesant de știut este că în cursul acestui an, până spre sfârșitul anului, atât Saturnul cât și Uranusul sunt în decanul 3 al fiecarei zodii, respectiv săgetător berbec, ele fiind într-un foarte frumos trigon, susținute fiind de Jupiter în balanță. Și atunci se vor găsi și soluții financiare care vor fi de foarte multe ori wow, adică vor fi neașteptate, găsite de oameni care să își pună mintea la contribuție și să se lase inspirați și vor avea și curajul să pună aceste soluții financiare în practică. Deci, mai ales partea de după mai încolo, eu zic că va începe să se cristalizeze, să prindă contur vis-a-vis de, față de tot ce înseamnă lideri, domeniile de interes extraordinar, pentru că să nu uităm acest nod nord în leu cu toate semnele prin care guvernatorul nodului nord, respectiv soarele, va trece, el va ajuta să ne punem amprenta pe tot ceea ce înseamnă. Fiecare dintre noi va avea ocazia să-și pună amprenta pe evoluția societății. Și atunci o să fim foarte conștienți, și nu numai anul ăsta, și anul imediat următor, de faptul că fiecare dintre noi poate contribui la binele acestei societăți prin ceea ce este și prin ceea ce face. Așa este. Valentina, există risc de conflicte armate? Da. Există conflict, există risc și de asasinate în acest an. Există risc de conflicte, bine, nu la noi în România, mă refer la nivel internațional, dar bine, vom auzi de diverse asasinate. Există risc de, acum nu vreau să exagerez, dar în zi de Fokin s-au întâmplat foarte multe evenimente nefericite. Dacă ne gândim în America, cele trei turnuri într-o zi de Fokin au fost dărâmate. Deci focul ăsta Yin reprezintă ca și simbol lumânarea și exact cum zicea și colega mea, de ce ne revenim în vară? Pentru că lumânarea, când este vreme rece, poate fi stinsă foarte ușor. E foarte sensibilă. Și o persoană Fokin în zi este foarte sensibilă și foarte ușor de rănit. De asta în vară, fiind focul puternic, pentru că focul când prosperă? Vara. Pentru că e vară. Asta reprezintă anotimpul. Și atunci pe noi o să ne susțină foarte mult acest an. Dar există, este un an conflictual, este un an în care putem să auzim de tot felul, chiar și de bombe și de reacții foarte ciudate la nivel internațional sau discuții vis-a-vis de bombe și arme foarte multe. Este un an în care putem să evităm prin uniune și prin printr-o înaltă spiritualitate, exact, prin rugăciune. Evoluție și prin evoluție. Depinde cât de, noi cât de spirituali suntem și cât de evoluați suntem și cât de înaltă este vibrația noastră. Risc de cutremure? Există și varianta aceasta, dar eu zic că mai spre sfârșitul anului se va întâmpla. De obicei, la anul, eu preconizez că ar fi că e un pământ destul de greu, mai exact, pentru că este un pământ yang pe câine. Câinele fiind tot de pământ, este mult pământ. Risc de cutremur ar putea fi și în octombrie, pentru că iarăși este o zodie sau o lună de câine, unde n-ar putea destabiliza un pic. Există posibilitatea ca anul acesta, pentru că pe harta României, asta poate să-mi spune și colega mea, eu ce văd din punct de vedere astrologiei, văd un pic haos anul acesta. Și haosul poate să vină și de la dezechilibrarea un pic a pământului. Deci vezi un pic de... Văd un haos total. N-am vrut să insist pe lucrul ăsta, pentru că
E bine să fim optimiști și, bineînțeles, cu rugăciune și cu... Oricum, e bine să fim pregătiți pentru orice. Nu. Și deja suntem un pic avertizați dacă ne uităm și la televizor. Eu cred că ni se dau niște semnale de care ar trebui să ascultăm și să conștientizăm mai mult și locul în care, bineînțeles, locul în care stăm să fie cât mai bun pentru noi, pentru că noi nu ne gândim decât la partea financiară, vrem să obținem partea financiară, ne place să ne gândim că ne dă cineva puțin acolo, dar nu la evoluția țării noastre, nu la îmbunătățirea țării noastre sub toate aspectele. Pentru că noi avem nevoie și de armonie, și de sănătate ca să fim bine, și de bani, într-adevăr, dar cum putem să le avem pe toate? Dacă ne echilibrăm, Luminița spune că un pic ne trezim. Da. Un pic ne trezim și ne schimbăm. Da, și mai mult tinerii, să știți că o să ajute la această schimbare, pentru că 8-ul, v-am zis, este o cifră a copiilor, a oamenilor tineri și ei dau avântul și, ca să mai zic, din partea de vest vor porni toate. Prin urmare, dacă stăm să ne gândim startul, cine l-a dat? Zona de vest a țării noastre la aceste adunări, să zic, în centru capitalei. Deci partea de vest o să fie cea mai afectată și, bineînțeles, un pic revoltată. Adică ei vor da startul, pentru că la vest este cocoșul și e marele duce. Doamne ajută să fie de bine, nu? O să aducă schimbare, o să fie o schimbare foarte, cel puțin majoră la noi în țară și de bine, și zic eu. Asta zic și eu, foarte de bine, mai ales, aduce bucurie. Mai ales în vară. Deci acolo se vor concretiza niște lucruri, se vor termina unele și vor începe altele într-un mod la care... La momentul ăsta de timp, cred că nu știm foarte bine cum vor evolua lucrurile. Eu consider că, totuși, conflictele, chiar dacă este posibil să fie și să fie la un colț că să se exprime, în ultima secundă se vor găsi soluții pacifiste. Mizez foarte mult pe acest Jupiter în balanță și pe acel care poate să susțină Saturnul săgetător și atunci există... Pe diplomație. Da, deci... această dorință de frumos, apropo de ce vorbeam, de ideea de cântat, de vorbit, de conjurat cu frumos. Suntem într-un an în care apar invenții, suntem într-un an în care... Da. Drone, tot felul de roboți Da. Și chiar retrogradarea asta lui Venus, apropo de anii 2001 și apropo de 93, e foarte interesant că acest Venus în Berbec, care va sta destul de mult timp în mers direct și retrograd, face o cuadratură la Pluto, care exact asta vorbește, de ajustarea și de schimbarea sistemului de valori personal. Da? Faptul că el se va întoarce într-un semn în care Venusul este, vorbim de iubirea necondiționată și altruistă, acea iubire idealistă către care tindem cu toții să o manifestăm în viața noastră, și fiind puternic testată de marele profesor de Saturn, acolo vor exista în luna aprilie, la nivel personal, niște... situații de criză, niște situații care fie se manifestă prin această discordanță între faptul că pot să am bani și îmi dau seama că nu sunt fericit, sau invers, îmi dau seama că sunt fericit tocmai în momentul în care am pierdut toți banii. Adică știu că poate la momentul ăsta de timp poate să nu fie, să nu poți considera neapărat un adevăr, dar pot exista treziri de genul ăsta la nivel de individ. Și toate lucrurile astea la un nivel global să se simtă. Da? Deci eu zic că vara va aduce niște soluții extraordinare pentru România și vom intra așa pe o direcție pe care, la care vom construi în a doua parte a anului și în anul imediat următor. Oricum, anul acesta trebuie să respectăm legea mai mult ca oricând. Cei care nu respectă legea anul acesta vor primi ceea ce... Păi avem și astrologia europeană vorbește de Saturn în săgetător și Jupiter în balanță. Exact, da. Deci greu să iei pe amândoi... Deci vrei, nu vrei... Vrei, nu vrei, vei plăti tot. Dacă greșești exact. Anul acesta. Diana, cum reușim să ne ridicăm, să ridicăm vibrația acestei țări cu gândurile noastre, cu
Da, am citit un studiu chiar zilele trecute în care am văzut că un procent foarte mare de oameni de la noi se roagă. Un procent iarăși foarte mare merge la biserică sau crede că biserica este rezolvarea. Biserica nu neapărat ca instituție, biserica ca și credință este rezolvarea tuturor problemelor și un procent iarăși însemnat era că foarte mulți oameni se duc la biserică, se spovedesc și chiar au o practică religioasă, se roagă de cel puțin o dată pe zi. S-au făcut de asemenea studii în care s-au dovedit că dacă la aceeași oră, în aceeași țară, se roagă cel puțin un procent de 1% de oameni, atunci țara aceea se menține într-un, să zicem, într-o energie benefică, în sensul că dacă, să zicem, nu s-ar fi rugat până atunci, acum începe să se roage, scade rata criminalității, a nelegiuilor și așa mai departe. Și faptul că noi avem atâtea mănăstiri și faptul că noi avem atâtea slujbe la aceeași oră și în toate duminicile este Sfânta Liturghie la aceeași oră și sunt foarte mulți oameni care se duc atât la mănăstiri cât și la biserici. Și care și, se roagă chiar dacă și, nu merg acolo. Da, mm-hmm. Sau care se roagă chiar în camerele lor, în casele lor. Eu cred că indiferent cât de negru ar părea așa, chiar astrologic, numerologic, feng shui, din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere suntem totuși așa sub o presiune numerologic, chiar se cheamă un fel de judecată de apoi, nu că ne-o face cineva, ne-o putem face și singuri și asta înseamnă că noi ne putem uita la cel puțin în ultimii 9 ani din viața noastră și să înțelegem cât mai repede și cât mai bine ce am făcut noi bun sau ce n-am înțeles, ce am făcut rău, astfel încât să putem trage niște concluzii foarte bune, despre ce urmează să facem în următorul ciclu de viață, în următorii 9 ani, când energia se va schimba în an de 1, adică un an de noi începuturi, dar nu putem începe ceva până nu închidem ceva și învățăm ceva din ceea ce s-a întâmplat, iar lecția pe care o vom avea în anul următor este lecția lui 6, adică a iubirii. Și atunci, cu cât vom înțelege mai bine că nu suntem de unii singuri, că suntem un împreună, suntem un tot și că ceea ce ne ține împreună este iubirea, și cu cât ne vom depărta mai mult de preocuparea asta de resurse și ne vom conecta la un singur centru, la sursa supremă, cu atât vom putea să trecem mai bine prin acest an de nouă și fără foarte mari peripeții cu tremure, războaie sau eu știu ce se mai vehiculează ca posibile și să ieșim cu fruntea sus și cu mintea, să zicem, mai bogată în înțelesuri și atunci să avem un an atât 2017 cât și următorul ciclu care urmează de foarte, foarte bine. Eu cel puțin cu speranța asta trăiesc, altfel aș fi cam supărată. Cu speranța asta vom încheia și emisiunea. Da. Sperăm, nu sperăm. Da. Noi, va deci fi un an mult mai bun. Nu, este un an. Să nu sperăm. Este un an de purificare. Eu am o convingere că acest an mult mai bun. Și apropo de acest Jupiter Uranus care fiind în opoziție ne obligă, e o tensiune interioară care obligă găsirea de soluții, pentru cei care sunt pasionați de a găsi o similitudine în cum s-au găsit niște soluții de acest mod sau cum a funcționat societatea la acel moment de timp, această opoziție în timpurile noastre s-a mai produs pe 30 august 2003. Deci, cine are curiozitatea să dea timp înapoi, să vadă ce s-a întâmplat atunci pe 2003 și e foarte interesant că acolo s-a produs la un grad al minunilor lui Dumnezeu și au început niște lucruri interesante de la acel moment de timp încoace pentru România. Dar să facă studiu, ca să zic așa, și să-și găsească explicația. Oricum este un an în care avem posibilitatea să ne purificăm și să ne debarasăm de toate influențele negative. Asta este cert. Deci în anul ăsta ne vom axa foarte mult pe pozitiv, pentru că focul înseamnă și bucurie. Și pe împreună. Și pe împreună. Și nu numai pe împreună, și pe autenticitate. Adică cred că până la sfârșitul acestui an nu vor rămâne în picioare decât valorile care exact. Sunt cu adevărat valori. Nu o să mai meargă cu fake-uri, cu... Adică, mă rog, nu la un nivel... Păi cred că ne ajung. Sunt niște ani în care ne-am tot păcălit. Așa, numerologic, se reia situația din 89. Așa, deci adică... nu numai numerologic. Da. Și faptul da, că Saturnul da. Se întoarce pe poziția la care era exact în decembrie, da... da? Dar eu cred că de data asta nu va mai fi cu, cum am spus mai devreme, cu violență, cu agresivitate, violență. Ci din potrivă va fi pe o cale amiabilă și cu multă, multă iubire. Uh-huh. Și au învățat românii lecția. Aceste ieșiri au fost pașnice, nu au fost cu violență, decât foarte puțin oricum, dar eu zic că
Suntem mai înțelepți. Suntem mai înțelepți, da. Și n-am devenit înțelept cu ușurință. Vă mulțumesc tare mult pentru seara asta minunată. Sper să ne mai vedem o dată, cel puțin, până când se încheie această perioadă de primăvară. Ne vedem primăvară, nu? Așa. Ca să vedem pentru următoarea perioadă. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Vă așteptăm și vinerea viitoare. Până atunci să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți peste perioada asta cu fruntea sus. La revedere!